Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad împreună cu Centrul de Bioetică și Studii Sociale a organizat interesantul eveniment Corpul în relația psihoterapeutică din perspectivă bioetică. Discuția a explorat alături de invitatul lector universitar dr. Gabriel Balaci și moderatoarea conferențiar universitar dr. Oana Matei aspecte complexe ale relației dintre corp și psihoterapie, având în vedere implicațiile etice și sociale. Este un eveniment, cred eu, important în special pentru studenții de la Psiho, pentru că vizează un aspect particular al muncii lor, și anume relația terapeutică, mai exact cum este văzut corpul pacientului și ce rol are în relația terapeutică din perspectivă bioetică, respectând principiile bioeticii. Vom aborda principiile de bază ale bioeticii, relația terapeutică, în special ce se întâmplă cu corpul și ce rol are în relația terapeutică, și o să mai abordăm apoi perspectiva imaginii inconștiente și rolul ei în relația terapeutică. Cred că îi ajută să-și formeze o anumită perspectivă asupra practicii psihoterapiei, îi vor ajuta să-și formeze o anumită perspectivă și o manieră de a aborda corpul, atât ca imagine externă, adică cum văd ei ca terapeuți corpul pacientului și cum știu să descifreze mesajele transmise prin corpul pacientului, cât și imaginea pe care o are pacientul despre propriul corp. Evenimentul a avut loc în campusul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.